Pentru că lucrurile frumoase se întâmplă cu dumneavoastră și cu elevii colegiului de artă, consider un spectacol un act de educație. V-aș ruga, stimați părinți, să-i ajutați pe copii, să-i învățați, practic, că atunci când oamenii muncesc, îi apreciem prin liniște, prin ascultare și prin aplauze. Altfel, spectacolul este compromis. Vă mulțumim!